Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în acest moment și ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Dacă nu ai pe nimeni în minte, poți pur și simplu să lași tarotul să-ți ofere mesaje în legătură cu oamenii din jurul tău sau în legătură cu o eventuală nouă persoană care se poate arăta la orizont. Hai să vedem așadar ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în legătură cu tine în acest moment. Ce gândește în legătură cu tine? Persoana asta se gândește că tu ești într-un moment de avansare, că ești într-un moment de schimbare. Da? Persoana asta se gândește că tu ești într-un moment în care avansezi spre ceva mult mai stabil în viața ta. Poate este vorba despre o avansare profesională sau despre a te stabiliza dintr-un anumit punct de vedere. De asemenea, persoana asta se gândește să facă un drum către tine, se gândește că vrea ceva stabil, vrea ceva serios, însă în același timp persoana aceasta gândește că relația dintre voi merge, da, spre bine, merge spre o relație serioasă, spre o colaborare frumoasă, spre o prietenie de durată. Da? Poate persoana aceasta se gândește să mergeți într-o vizită undeva. Și uite, se gândește să pună capăt unei rivalități sau se gândește să pună capăt unei gelozii. Să vedem ce mai gândește în legătură cu tine. Se gândește să facă o schimbare mare sau se gândește să vă întemeiați o familie aici. Persoana aceasta se gândește poate chiar să se întâlnească cu tine, să discute și de asemenea văd clar că această persoană, da, e ca și cum consideră că și-a găsit locul alături de tine. Da, alături de tine. Hai să vedem în continuare ce simte pentru tine. Ok. Simte că ați trecut într-o etapă mai bună, mai frumoasă, simte că ceva s-a închis, ceva s-a finalizat și că liniștea, bucuria și fericirea se aștern în această situație. De asemenea, acest om, să știi că trece prin niște schimbări foarte mari la nivel emoțional. Pentru unii este vorba despre un sfârșit legat de casă, legat de prietenii săi. Se gândește aici și persoana asta se gândește și simte foarte, foarte intens că relația aceasta merge într-o direcție mult mai pozitivă, mult mai frumoasă. Hai să mai vedem ce mai simte în legătură cu tine. Are o speranță foarte, foarte mare în suflet, da? Se simte bine alături de tine, se simte sincer, se simte apreciat, da, de ce nu? Și de asemenea văd eu că persoana asta se gândește mult la tine, visează, își dorește mult aici stabilitate. Și uite, se simte norocos sau norocoasă că te are alături, da? De asemenea văd că acest om este și puțin viclean sau poate să fie și o persoană poate inteligentă, nu neapărat vicleană, că e cineva care, uite, se bucură că a scăpat dintr-o furtună, că a scăpat dintr-un scandal, dintr-o situație ciudată. Da? Să vedem ce face în legătură cu tine această persoană, dacă manifestă și ceea ce simte și ce gândește, ce face. Ce face în legătură cu tine? Uite, se comportă ca un copil. Da? Se comportă ca un copil, este sincer cu tine, își dorește un nou început. Mai văd aici că pentru unii poate să fie vorba despre un copil pe care această persoană îl dorește cu tine sau un proiect nou. E ca un restart. Da?
Pentru unii simt aici o nouă persoană care poate să apară. E cineva care e la drum de tine și care ia o hotărâre să-ți facă o surpriză, să-ți dea un mesaj, să-ți scrie. Și mai văd că omul acesta riscă foarte mult în legătură cu tine. Da? Este foarte autentic, foarte sincer, exact ca un copil. Da? Însă sunt niște lucruri care nu-i convin aici în legătură cu banii. Să știi. Asta e ce văd. Să vedem ce mai face în legătură cu tine. Se pare că ia lucrurile încet și sigur, vrea să-ți fie alături. Este o perioadă în care parcă a ieșit din hibernare, parcă a ieșit dintr-o perioadă de stagnare. Și văd aici că dă dovadă de seriozitate în legătură cu tine, asumare. Da? Și ce mai văd aici este, nu știu, o rivală, poate mai e cineva implicat în povestea aceasta, sau acest om se simte extraordinar de tentat sau de atras de tine. Hai să vedem ce va gândi, ce va simți și ce va face acest om în legătură cu tine în viitorul apropiat. Persoana aceasta se va gândi să-ți facă o surpriză la o vreme de seară sau într-un moment tensionat. În viitorul apropiat, persoana aceasta poate va rămâne surprins sau surprinsă de un anumit mod de a reacționa al tău. Și să ai un mod ciudat de a reacționa. O hotărâre aici pe care o ia în urma unei probleme, da? Parcă e o ceartă și după cearta asta, persoana asta ia o hotărâre și îți dă o veste. Hai să mai vedem o carte, ce va gândi. Ok, se va gândi că e pedepsit. Da? Ok. Și persoana asta trece dintr-o extremă în cealaltă, pentru că, repet, în viitorul apropiat e ca și cum să faci o invitație la ceartă, la furtună. Poate să fie și un moment de gelozie pe care îl are aici. Și să vedem ce va simți în legătură cu tine. Se va simți trădat. Sau poate e vorba de o trădare pe care o face persoana asta în legătură cu tine. Un inel în inima sa. Deci, parcă în viața acestui om apare o furtună, deodată. Deodată, parcă îi cade cerul în cap. Și are legătură poate cu o relație. Nu știu, poate omul ăsta se mai uită și prin alte direcții sau poate devine gelos deodată. Poate să fie și asta. Dar pentru unii poate avea legătură și cu un secret care se află în dragoste. Sau poate avea legătură cu un secret care se află undeva la o zi sfântă, la o zi mare, da? Pentru că văd multă sinceritate. E ca și cum această persoană aici pornește la război, tocmai pentru a își clarifica povestea, tocmai pentru a te ține alături. Hai să vedem ce va face. Tare interesant, deci. Ce va face? Uite, îți va oferi iubire sau va dori să vă vedeți, va dori un moment pasional, îți va spune poate că te iubește sau poate îți va spune că te apreciază. Uite, îți vine în casă, îți vine în casă sau vă vedeți undeva într-o casă mare, într-un loc sfânt. Și iar mi-apare secretul ăsta. E ca și cum omul ăsta nu mai poate și vine către tine și vrea să-ți zică ceva, vrea să-ți declare ceva. Ce va mai face? Mi-a ieșit o femeie. Da? E posibil aici, nu știu, să vină către tine și să-ți propună ceva serios. Doar că e într-un context ciudat, e într-un context agitat, e într-o ceartă, e într-un eveniment foarte puternic, da? care se petrece aici, da? Și uite, din nou, văd o veste, da?
Deci omul ăsta va fi la o răscruce de drumuri, va fi într-un moment ciudat în care uite, vrea să-ți dea o veste sau o să-ți dea o veste. Vreau neapărat să clarificăm povestea, da? Vreau să văd cum anume se trece de la situația asta la... povestea aceasta. Aici avem un inamic, un sfârșit și un soldat. Și o scrisoare. Aici e ca și cum, nu știu, persoana asta fie are o problemă la muncă, fie află despre un sfârșit a unei situații, este un sfârșit oficial, fie este într-un moment aici în care vrea să elimine toți inamicii din jur. E ca și cum zice, da, dar nu mai vreau pe nimeni în jurul tău, uite, hai să fie lucrurile ok între noi ca să nu mai avem astfel de probleme. Disperat, gelozie și iubire. Da, deci e într-un moment aici, deci persoana asta va reacționa așa, într-un moment de maximă gelozie. Maximă gelozie. Hai să vedem ce e cu furtuna asta. Problemă de sănătate, o problemă pe care o are cu o persoană din jurul său, da? Un moment de melancolie, de tristețe. Și persoana asta va răbufni deodată. Unii puteți să aveți și o discuție aici legată de bani. Sau persoana asta se va gândi să-ți ofere un cadou valoros sau un cadou mare. Hai să vedem în inima sa, vreau să văd ce e cu vulpea asta. Persoana asta, în viitorul apropiat, îți va spune că se simte vinovată, da? Că a pierdut ceva sau că nu vrea să te piardă. Dar tot eu văd aici un fel de gelozie, un fel de discuții ciudate, e ca și cum mai apare cineva în viața ta sau... Da, și omul ăsta posibil deodată să și conștientizeze, nu doar să se comporte ca un copil, nu doar să se comporte într-un mod imatur. Da? Pentru alții văd clar aici o nouă persoană care apare. Da? Hai să vedem încă o clarificare aici. Da? Omul ăsta e ca și cum vine aici către tine și încearcă să te consoleze sau încearcă să se apropie mai mult de tine. Uite, văd că vă întâlniți, îți vine în casă, îți vine în casă, stați de vorbă sau vă întâlniți undeva și mi-a ieșit amantul, copilul și cu banii. Deci aici poate să fie, nu știu, un moment în care omul ăsta, așa cum am zis, poate să facă un gest nebunesc, numai la gândul că cineva e prin preajma ta. Și ce mai văd aici este că poate să apară o nouă persoană, repet, în viața ta. Asta se simte foarte, foarte intens, dar pe de altă parte văd clar că acest om se va gândi să-ți facă un cadou mare sau poate chiar veți avea o discuție legată de un copil. Da? Și uite, văd o problemă prin care persoana asta trece. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Uite, aici a fost o bucurie mică în casa ta sau ați avut o întâlnire, ați avut o discuție, v-ați urmărit reciproc, ați reacționat la postări, ceva aici a fost. Și aici ce avem? Avem o veste rea cu piedici, da? Și un prieten sincer.
bani puțin și supărare și companie plăcută. Deci aici omul ăsta poate avea probleme cu un prieten sau poate avea o discuție cu un prieten și în urma acelei discuții deodată să-și schimbe radical atitudinea. Da? Radical deodată își schimbă atitudinea. Uite, e o vestă cu lacrimi, cu scandal. Deci mi se amplifică acest aspect. De la ce e vestea asta? Ce are legătură? Are legătură cu o femeie matură sau cu o femeie în vârstă, o tranziție, o schimbare și o veste bună. Deci toată situația asta are legătură cu o schimbare a unei femei sau o schimbare pe care o femeie o face. Da? Spre ce e vestea asta? Uite, deci mi-a apărut scrisoarea de două ori. Deci tu aici o să afli niște lucruri de la omul ăsta care te vor surprinde enorm de mult. Da? Și repet, e într-un moment agitat, e într-o ceartă, e într-un scandal, nu știu. Ia să vedem. Și cu scrisoarea. Te dorește cineva și bucurie mare. Deci omul ăsta o să conștientizeze ceva sau afle ceva și deodată așa vine către tine și îți spune că te dorește cu adevărat, are sufletul plin cu bucurie atunci când este alături de tine. Pentru că eu văd clar aici niște fapte pe care omul ăsta le face. Da? Ești lăudat, onorat, întâlnire, invitație. Deci omul ăsta îți poate propune chiar o eventuală logodnă, căsătorie și așa mai departe. Să vedem ce zic îngerii în situația asta. Ei, îngerii din nou îmi amplifică mesajul, ce anume să rămâi optimist asupra vieții tale. Gândirea pozitivă și credința sau încrederea îți aduc romantism sau îți aduc fericire. Și apoi avem așa o nouă iubire, o nouă persoană, o nouă iubire care apare sau un nou început în această relație, în această situație. Și îngerii mai zic așa, atenție, să-ți deschizi mintea, pentru că sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Da? Asta e clar. Să vedem și acest oracol. Ei, nu, deci e... Nu știu, deci ea nu știu câta oară când apare, o nouă persoană, o nouă iubire. Deci cei singuri, mare atenție prin jurul vostru. Da? Mare atenție. Avem o nouă iubire, o nouă persoană, o relație deschisă, o relație în care nu există angajamente sau o relație în care niciunul, da, nu are o responsabilitate. Și mai avem aici ceva valoros, ceva de calitate. Poate persoana asta îți conștientizează valoarea și atunci își schimbă atitudinea. Ceva legat de o iubire din trecut de pe la muncă sau un fost coleg de muncă, da, care... Un bărbat matur, un bărbat sigur pe el și o regină a frumuseții, o persoană care e pe scenă, strălucește. Deci uite, parcă persoana asta se uită la tine, te admiră. Da? Îți admiră felul de a te comporta, îți admiră frumusețea, îți admiră felul în care acționezi. Sau dacă ești bărbat, tu admiri la această persoană. Doar că uite, e un triunghi aici, e o alegere, da? Legată și de bani, legată și de casă și de stabilitatea unei situații. Poate omul ăsta are de ales între bani și viață personală. Dar mai vreau o carte cu iubirea asta. Are legătură, uite, avem aici o femeie cu părul deschis la culoare. O persoană căreia îi place să controleze lucrurile. Văd aici foarte multă pasiune între tine și cineva. Și poate omul ăsta se îndrăgostește și deodată vine către tine. Sau poate își găsește pe altcineva și vine și îți zice, cu toate că eu văd că pentru tine e ok. Lucrurile sunt bune. Avem aici o persoană care e timidă, care nu știe ce să facă. Și
Și din nou, mi-arată atracție, pasiune, o decizie care se ia într-un timp scurt și o alegere importantă, da? Care, repet, ține și de bani. Dar aici este o hotărâre pe termen lung. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă dorești o analiză pentru sufletelul tău, vrei să vezi ce gândește, ce simte persoana de lângă tine, poți oricând să vezi pe aplicația de tarot care îmi poartă numele Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Utilizarea ei este absolut gratuită. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.